Schimbările au avut loc vineri seara. Abia ieșite din imprimantă, ordinele de încetare a detașărilor în funcțiile de inspector școlar general și director al casei corpului didactic au fost citite de prefectul județului. Emil Mirica a fost schimbat din funcție după experiență și activitate ireproșabilă atât la conducerea inspectoratului școlar general Mehedinți, cât și în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Întâmplător sau nu, numirea noului șef al inspectoratului școlar s-a făcut cu mai puțin de 2 zile înainte de afișarea rezultatelor la examenul de bacalaureat, de a cărui bună organizare s-a ocupat Mirica. De altfel, noul inspector general școlar i-a mulțumit predecesorului său pentru ce i-a lăsat. Cred că dintre cei care s-au vehiculat a face parte din conducerea inspectoratului școlar, fără ca să ating pe cineva, domnul Șoță este unul din cei care a colaborat, cu care am colaborat destul de bine, în situații foarte plăcute, în situații foarte neplăcute. Marian Șuță, susținut de USL, fost inspector școlar de personal în perioada 2006-2009. Ce mă privește, aveți toată încrederea că onestitatea, corectitudinea și integritatea mea, pe care unii dintre noastre o cunoașteți, o voi pune în slujba inspectoratului, rămâne ca și dumneavoastră, sau dacă vor veni și alții, înțeleg că unii dintre noastre, domnul Iacobescu, dorește să se retragă, doresc să am o discuție cu dânsul după această ședință. Și dacă sunt și alții, aș avea rugămintea să o spuneți de astăzi. În funcția de inspector școlar general adjunct a fost numit profesorul ungureanu Octavian Mihai, iar în funcția de director al casei corpului didactic, consilierul local al Partidului Democrat Liberal, Veronica Nicolae.